găsit. Am întârziat puțin fiindcă m-au sunat de la poliție. Cică judecând după limbajul lor de lemn, politicienii sunt mână în mână cu hoții de lemne. La locul lor, poliția media își scrie în tribuna, i-a luat la ochi pe hoții de lemne și a organizat la domiciliile acestora percheziții. Vă dați seama că dacă au lambriuri prin casă, îi arestează pe toți. Prejudiciul despre care vorbește poliția media și este de 40.000 de lei. 40.000 este cam cât cheltuie un cetățean, să zicem cetățeanul Vereștoi, într-o zi la mol. Dar e bine că poliția totuși s-a sesizat, să nu mai zică lumea că doarme Buștean. Dar, doamnelor, un demnitar, scrie în turnul sfatului, a mers în secret pe șantierul autostrăzii de la Săliște. Au apărut niște imagini cu o mașină neagră, cu antemergător, circulând pe autostrada închisă. Vă dați seama că ăștia nici când sunt singuri pe drum nu pot merge fără poliție. Turnul sfatului îi ia prin eliminare și spune că sigur nu era președintele, sigur nu era nici primul ministru, adaug eu că sigur nu era nici Gabriel Oprea. Și atunci cine era? Scrie în ziar că reprezentanții CNADNR nu știu de nicio vizită în zonă, ba mai mult, cred că reprezentanții CNADNR nu știu de nicio autostradă în zonă. Acum, e normal ca demnitarii să meargă acolo să verifice starea șantierului, fiindcă autostrada e importantă pentru demnitari. Practic, ea va scurta drumul până la Aiud cu aproape o oră. Doamnelor și domnilor, fostul primar al Șelimbărului, scrie pe Ora de Sibiu, este liber după 6 luni de arest la domiciliu. Se zvonește că s-a plictisit atât de rău în casă, încât a citit toată cartea din bibliotecă. Dar, doamnelor, CNA a completat codul de reglementare audiovizual, potrivit Mediafax, astfel, începând de marți, televiziunile nu mai au voie să difuzeze imagini de la locuri unor tragedii. Așadar, nu vom mai avea imagini din secțiile de votare. Bun, doamnelor și domnilor, se zvonește că o parte din păduri au fost distruse de cei care au bătut în lemn când au auzit că ea va intra în vacanță. Raluca, doamnelor și domnilor! Bun venit! Doamnelor și domnilor, vom deschide această emisiune cu un dialog despre un eveniment care a avut loc chiar ieri. Este vorba de inaugurarea noului pavilion de la intrarea în Complexul Național Muzeal Astra din Dumbrava Sibiului. Este un spațiu nou, finanțat cu bani externi, despre care vom vorbi în minutele care urmează cu directorul CNM Astra, Ciprian Ștefan Anghel, iar în partea a doua a emisiunii, un fel de dacă doriți. Pentru mulți copii, dragostea mamei este doar un vis. Trimite acum mama la 8844 și donează 2 euro lunar pentru SOS Satele Copiilor România. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de la școala hectare. Domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Botești vrea Sibiul capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Ocolul silvic Valea Frumoasă a executat în această primăvară împăduriri pe o suprafață de 29 de hectare, lucrare pentru care s-au folosit peste 100.000 de puieți forestieri produși în pepinierele proprii. În anul 2016 sunt sub urmărire 687 de hectare cu regenerări naturale, iar în pepinierele ocolului se află în cultură un număr de 190.000 de puieți care vor fi plantați în anii următori. Doamnelor și domnilor, primul invitat al serii, îi mulțumim că ne este din nou alături, o să vedeți că nu întâmplător, este directorul general al Complexului Național Muzeal Astra, Ciprian Ștefan Anghel. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule director. Mulțumesc general. Și eu din nou pentru invitație, o bucurie tot timpul pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Și pentru noi, mai ales când avem motive deosebite, în această seară motivul este inaugurarea pavilionului de la intrarea în muzeu în aer liber.
S-a încheiat definitiv șantierul acolo, inclusiv înțeleg că în interior lucrurile stau exact așa cum trebuie. În timp ce noi povestim, pentru a vedea un pic evoluția șantierului acolo, am apelat la colegii noștri de la Turnul Sfatului, care ne-au prezentat niște imagini și vi le arătăm inclusiv noi, cu privire la evoluția deci a șantierului de la pavilionul de la intrare în Muzeul în Aer Liber. O construcție, fiindcă aș vrea să facem un pic de istorie, o construcție finanțată tot grație unui proiect, nu? Da. Este o construcție finanțată, de fapt proiectul în sine se numește Patrimoniu Deschis, creșterea accesibilității publicului la valorile de patrimoniu ale minorităților din Transilvania. Sună pompos, putem să sună simplificăm? Sună pompos, PAM, simplu PAM, pavilion okay. Multicultural muzeal, este un proiect de 3,5 milioane de euro, clădirea, proiectul nu este doar clădirea în sine, după cum vă mai spuneam, dar iată că am ajuns după 2 ani de muncă, multă, ore întregi petrecute în pavilionul respectiv, chiar și în zilele trecute înainte de inaugurare, eu și cu echipa mea stat până la 12 noaptea ca să ne asigurăm că totul va fi în regulă pentru deschidere, atât că se își deschide porțile pentru publicul vizitator. Uh-huh. E un eveniment important pentru noi, e un eveniment care va rămâne în istoria Muzeului Astra, pentru că după ani și ani de negocieri, tergiversări, discuții, așa, Muzeul Civilizației Transilvane are sediu. Uh-huh. Are depozite de ultimă generație, are expoziții de ultimă generație, cu aparatură, cu obiecte, cu un discurs, un display expozițional, cum nu o să mai întâlniți la muzee din România. Deci, e de fapt, nu numai că e o clădire de intrare într-un muzeu, e un muzeu în sine acea clădire. Exact, este un muzeu, sediu de muzeu. Este un muzeu în sine și pe această cale vreau să aduc câteva lămuriri, pentru că au fost foarte multe discuții în urbea Sibiului, vis-a-vis de aspectul arhitectural al clădirii. Da. E o clădire muzeală, arhitectura începe de la interior spre exterior. Și după ziua de ieri, sper că publicul și toți cei din Sibiu care au vizitat și vizitează clădirea vor înțelege de fapt de ce s-a adaptat, de ce s-a adoptat această soluție arhitecturală pentru clădirea de la poarta principală. Dar care era ideea? Că e prea modernă pentru nu loc? Nu e vorba de acea tablă exterioară, e vorba de, într-adevăr, că este prea modernă, dar orice muzeu în lumea asta, în aer liber, care se respectă, are așa ceva la intrare. Uh-huh. Pentru că acea clădire nu este numai muzeu, este o clădire care vine în întâmpinarea publicului cu diverse oferte de servicii, cu auditorium, cu proiecții de filme, cu săl de pedagogie muzeală, cu expoziții temporare, cu o cafenea pe care de data asta o gestionează muzeul, nu mai externalizăm nimănui, noi o gestionăm acea cafenea culturală. Discuțiile exact. Au fost înainte de a ști lumea ce exact. Este exact înăuntru. Exact, și acum sper să și convingă de bunele noastre intenții și să adopte această clădire, pentru că nu este a noastră. Noi o administrăm. Clădirea este a publicului, pentru public, acum, pentru comunitate. Pe mine nu mă poate convinge nimeni că ce era înainte acolo, adică clădirea aia extinsă și supraextinsă, care practic niciodată n-a avut nici rolul care trebuia pentru intrarea în muzeu, nici un alt tip de rol. Păi nu mă poate nimeni convinge că era mai bine așa. Adică să fim serioși. Aveți dreptate, aveți perfect dreptate. Ei, noi nu ne oprim aici, pentru că noi încheiem proiectul acesta în septembrie. În 30 septembrie 2016 se va închide proiectul. Mai avem încă în câteva săli, în sala de expoziție, dacă ați văzut, sunt două săli de expoziție și este un hol care face legătura între cele două săli. Ei, de la început acea sală n-a fost prevăzută a intra în circuit și am gândit ca și acea sală să fie destinată în special persoanelor cu dizabilități. Okay. Adică și persoanele cu dizabilități, orbi, știu eu, persoane cu handicap, locomotor, de auz, de văz, vor avea posibilitatea de a înțelege ceea ce expunem noi acolo. Deci e o provocare și pentru noi și pentru cei și care lucrăm. Și asta se întâmplă până în septembrie? Asta se mai întâmplă până în septembrie legat de clădire, iar legat de proiect în sine, în muzeu o să avem pentru prima dată, cu sprijinul Ministerului Culturii și țin să mulțumesc pe această cale unității de management a proiectului, primele case participative în muzeu. Și vor fi, fără a intra în discurs electoral sau fără niciun fel de conotație, vor fi 3 case săsești. Am reconstruit prin acest proiect 3 case săsești, una de fapt o să o reconstruim acum, și aceste case săsești vor fi case funcționale. Adică recuperăm memoria colectivă a comunității din zona în care avem monumentul și publicul poate intra în contact cu obiectul, poate să-l ia în mână, poate să-l valorifice, vom desfășura asta tot felul de activități. Exact, asta este un concept care are mare succes la nivel european, din zona Târnavelor, din zona Seca și Hârtibaș, chiar pe graniță Hamba, și din Cisnădioara. De fapt, noi ilustrăm pe această cale
categoriile de sași, începând de la sărac spre mediu Cisnădioara, de la mediu spre bogat Hamba și zona târnavelor de la Șeica Mică, spre bogăție deja, a gospodăriei Săsești bogate din zona târnavelor. Da? Sunt case foarte mari, case care noi nu puteam să le reconstruim în muzeu dacă nu aveam acești bani, aceste economii, pentru că am foarte casele multe economii. Casele sunt în muzeu deja? Sau da, două sunt reconstruite deja, acum începând cu 15 iunie, vrem să le punem deja în circuitul de vizitare. Ok, participativ însemnând că interacționez practic cu tot ceea ce e în casă. În casă ce va fi? Tot ceea ce se găsea într-o exact, gospodărie tot ceea ce se găsea într-o gospodărie săsească, dar mai mult decât atâta, vor fi create ateliere de lucru pentru public. Uh-huh. Vă dau un exemplu, zona târnavelor vestită de altfel pentru viticultură. Pivnițele vor fi funcționale. Cutiasc funcțional unde se va prepara mustul și publicul poate degusta cu butoi de vin specific rețetelor săsești de pe zona târnavelor cu degustări. Făceau altfel vinul, sașii? Aveau rețete proprii? Aveau rețetele lor proprii. Uh-huh. Și de ce credeți că zona asta târnavelor e atât vestită pentru vin și pentru soiurile autohtone, nu soiuri care au fost acum introduse, mă rog. Da, evident. Aici deja sunt alte discuții și nu sunt foarte pricepute de a le dezvolta. La Cisnădioara este gospodărie de împlătitor sas, de exemplu. Da, acolo vor fi ateliere pe împletire de fibre vegetale. Pentru public, copii și așa mai departe, vor fi proiectate filme documentare, vor fi jocuri pentru copii. Deci, gândim un program mult mai amplu decât am avut până în momentul de față. Pentru că asta este rolul nostru până la urmă. Să fie un program atât cultural, dar și educativ, dar și participativ. Publicul trebuie să fie alături de noi în toate programele care le desfășurăm. Nu doar să asiste de pe margine. Probabil, nu sunt specialist, dar probabil că viitorul muzeilor e ăsta. Să fie mai mult decât admirarea unui exponat. Să interacționeze cumva cu cel care vine acolo. Perfect de acord cu dumneavoastră. Ăsta este viitorul. Dacă nu știm să-l valorificăm și dacă nu vom ști cum să gestionăm tot această poveste, o să ajungem un simplu muzeu regional, ceea ce eu nu-mi doresc. Eu îmi doresc ca până încheie acest mandat, Muzeul în aer liber din Dubrava Sibiului, Muzeul Astra, să fie în top 5 muzee europene de profil, pe profilul nostru. Sunteți tot timpul cu un pas înainte altora prin ideile pe care le aveți. Nici noi nu suntem obișnuiți cu genul ăsta de lucruri, de a interacționa cu exponatul în sine, de a avea internet într-un muzeu în aer liber. Sunt da, o să discutăm, care... fiindcă și ăsta era un subiect pe care îl lansase la un moment dat și vreau să văd în ce stadiu e. Dar o să-mi iertați, aș vrea să revenim la pavilion. Da. Inaugurarea practic a fost ieri, vineri. Aș vrea doar să vă întreb un lucru, fiindcă probabil a atras atenția. Am văzut politicieni la inaugurare. Are vreo relevanță pentru dumneavoastră? Singura politică a mea și a muzeului Astra este cultura și slujba în folosul beneficiarului direct, adică publicul vizitator. Că au fost prezenți politicieni, au fost oameni care au avut o contribuție majoră în derularea acestui proiect sau mai minor. Noi am invitat oficialitățile din județul Sibiu. Dacă cineva a preluat acest eveniment, da? Ca cu scop electoral sau avite scop electoral, să fie păcatul lui. Da, corect. Noi nu ne-am dorit chestia asta și nu ne-o dorim niciodată. Nu facem politică în muzeu și cât o fi eu director, nu permit politică în muzeul ăsta. Ok, pavilionul a fost așadar inaugurat, mai urmează niște detalii până în septembrie să se pună la punct. La momentul la care noi vorbim, pentru cetățeanul care vrea să pătrundă în acel edificiu, ce va vedea acolo? Odată la intrarea în pavilion, va întâlni o echipă foarte zâmbăreață, da? care stă la dispoziție cu informații. Avem galerie de artă populară, unde noi încercăm să valorificăm meșteșugarii, vă spuneam de sustenabilitatea pe care noi lucrăm și așa mai departe. Apoi va putea vizita la demisol expozițiile. Sunt două expoziții care ilustrează Târgul Transilvanian, simbolistica târgului și conceptul de târguială. Da? Sunt expoziții mai atipice, dacă ați și observat, avem aparatură de ultimă generație, chiar proiecții 4K, vorbim de sunet, în zona expozițiilor de atelier sunt sunete captate din diverse ateliere. Deci e ceva, mă rog, până se vor obișnui, va dura puțin, dar... Astea deja se practică în marile muzee europene și în marile muzee ale lumii până la urmă, că nu neapărat tot timpul exemplul european e cel mai bun. Da, corect. Totodată o să avem o sală de expoziții temporare în care noi în momentul de față ilustrăm, după cum ați văzut, proiectul de colaborare, cum am colaborat noi cu partenerul norvegian vis-a-vis de minorități, ce înseamnă minoritate pentru ei, ce înseamnă minoritate pentru noi. Partenerul și unde am ajuns? Norvegian fiind și finanțator. Nu, partenerul norvegian nu este și finanțator, este o instituție muzeală din nordul Norvegiei, din Trøndelag, din Trondheim. Sunt 5 muzee în subordine, finanțatorul este Directoratul pentru Cultură din
Din Norvegia, ei sunt finanțatori, dar okay. E un mecanism, e un grant dat de Norvegia, Liechtenstein și Islanda. Uh-huh. Adevărat că Norvegia are în jur de 90%, dacă nu mă înșel, din, din fondurile respective. Da? Uh-huh. Și tot la parter o să fie și o sală auditorium, de care vă spuneam, să avem proiecții de filme, documentare, filme despre cercetările noastre de teren, pentru că noi vrem să aducem la cunoștință publicului sibian, în primul rând, și apoi celul național, cine stă de fapt în spatele acestei muști italice. Cum se aduce un monument, cum se reconstruiește, cum se pune valoare și după câtă muncă și ani de cercetare poți să îi dai drum. Mi se pare esențial ca cei interesați să afle toate lucrurile astea, fiindcă, știți, toți avem tentația asta de a spune, când avem musafiri din afară, de a spune, domnule, hai să-ți arăt cel mai mare, e adevărat, cel mai frumos chiar, muzeu pe care îl avem pe domeniul ăsta în sud-estul Europei și pe toate domeniile, chiar aici în Sibiu. Și probabil mulți vin, văd, își bucură privirea, fără să-și pună problema, domnule, ca să aduci un astfel de exponat, să dezasamblezi și să reasamblezi o casă păstrând tradițiile populare, înseamnă un efort, înseamnă o cheltuială, înseamnă o echipă care își drobește creierii să facă lucrurile profesionist. Dacă lucrurile astea le lămurim în interiorul pavilionului... Da, și înseamnă multă pasiune. Nu mă îndoiesc de asta. Sunt convins că mulți dintre colegii de astea nu vin la serviciu pentru bani. Cam așa este și deja a devenit o pasiune și noi sperăm acum să vedem cum se modifică legile astea de salarizări și cum se modifică și legislația vis-a-vis de proiecte. Atâția bani sunt pe piața culturală, vă rog să mă credeți. Numai să știi să iei. Da, să știi să iei, dar să și ai cu cine. Și atâta timp cât eu nu pot, eu am un plan minimal de dus la bun sfârșit. Uh-huh. Dacă eu nu reușesc să motivez și financiar colegii, da, corect. Pot așa să zic că du-te în... De unde ai venit și lasă-ne în pace că eu plec, nu mai stau, că ne omori. Scriu proiecte pentru privați, de ce să scriu la tine? Exact. Deci trebuie să găsim și formula asta, să aibă și satisfacție profesională există, dar din păcate acea satisfacție materială nu există în momentul de față. Nu există. Avem sau vom avea internet, Wi-Fi în muzeu? Păi mâine deja, adică la clădirea principală, mâine, duminică, luni, marți, miercuri, eu sper să avem deja în jumătatea de muzeu. Adică vorbesc de zona de la intrarea principală spre crângul din Apusen, biserica din Bezdet. Acolo am tras deja fibra, urmează ca firma care a câștigat licitația să monteze acele modemuri de Wi-Fi și săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, ceva de genul ăsta, vor fi deja de zile. De zile, da, și în cealaltă parte, peste, deci nu, tot în jumătatea de muzeu, dinspre grădina zoologică, cam într-o săptămână mai durează, vorbim de o săpătură care din cauza vremii nu am reușit să o executăm, dar eu spuneam că la 1 mai, ei, vedeți că vremea nu ne-a ajutat, dar în schimb, cred că 15 iunie, 20 iunie este o dată optimistă, o dată corectă, spune că în jumătate din muzeu să avem wireless deja, gratuit. Mi se pare și normal ca lucrul ăsta să se întâmple, suntem totuși în 2016. Domnul director, să fie într-un ceas bun inaugurarea de ieri, să dea Dumnezeu să folosiți la maxim spațiu cu pricină. Să dea bunul Dumnezeu și, dacă cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mulțumesc familiilor, colegilor mei care au trudit în această lună la muzeu și și-au lăsat familia singură acasă, nu au ținut cont de copii, de mamă, de tată, de soț, de soție. Și pe această cale, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să mulțumesc familiilor pentru înțelegerea pe care o acordat-o colegilor mei. Vă mulțumesc, domnule director, pentru prezența la emisiune. Rămânem oarecum în domeniul popular pentru o piesă a bunei noastre prietene Viorica Telcea. Dorule, dar eu tot te gânduiesc.
masul ca masul din inima lumea mea. Nimeni nu m-ar povesti dorule și nemică nu mi-ar fi mai lumea mea. Iar dorul banelor este la 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 la. Da, la lume de poveste. Pentru mulți copii, dragostea mamei este doar un vis. Trimite acum mama la 8844 și donează 2 euro lunar pentru SOS Satele Copiilor România. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Fiecare an, Societatea Gospodărirea Orășenească a Avrig S.A., operator regional de salubritate, organizează împreună cu Primăria Avrig Luna Curățeniei. În fiecare an avem câte un motto. Anul ăsta avem un mediu mai curat, o viață sănătoasă, spuneți nu gunoaielor. Avem elevi de la Școala Generală numărul 2 Avrig, Liceul Mârșa și Liceul Avrig Gheorghe Lazar. Cu ajutorul lor încercăm să ținem valea asta noastră, Valea Avrigului, frumoasă și curată. Domnilor, vă spuneam că în fiecare an la Sibiu, deja de, nici nu mai știu, de câți ani? Asta este al treilea an. Deja de 3 ani de zile se organizează Zilele Vecinătății. Zilele Vecinătății înseamnă, de fapt, un cumul de activități, tot mai multe de la an la an, organizate de Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu, al cărei președinte este Tudor Popa alături de noi. Mulțumesc, Tudor! Bine v-am găsit din nou! Zilele Vecinătății din nou? Din nou! În ce perioadă? 25-26 iunie, în cartier Valea Aurie. De data asta, vă aduceți aminte, probabil a fost Mihai Viteazu, mă rog, Hipodromul, a fost Vasile Aronu cu strada semaforului, acum Valea Aurie, cu ce stradă? Cu strada principală, strada Luduș. Cu strada Luduș, un cumul de activități, vă spuneam, de altfel începute deja, fiindcă Facebook-ul vuiește. Ce se întâmplă pe Facebook? Că toată lumea vede. Zilele Vecinătății, în sus, în jos. Am început să facem promovarea deja și am încercat anul acesta să ținem cont de cei care ne vizitează la festival. Așa că și cu formațiile am încercat să aducem pe cineva, să zicem, votat sau dorit de tinerii din Sibiu. Așa că i-am întrebat pur și simplu pe cine vor să aducem și... Ne-ați dat variante? Că acum... Nu am dat absolut nicio variantă. Lucrul ăsta l-am făcut și anul trecut, pe sfârșitul anului, și atunci exact aceleași nume care sunt acum cerute, au fost cerute și atunci.
am vrut o confirmare că oamenii chiar își doresc formațiile astea. Sunt trei nume vehiculate foarte mult. Și din noi cele trei veți alege sau pe cele trei le veți chema? Sau cumva? Nu, probabil că din cele trei vom alege o formație. Am ales-o, de fapt. Am ales-o, nu am anunțat-o. Veți anunța. O vom anunța. Deci lucrurile sunt clare, sunt stabilite? Lucrurile sunt stabilite, deja am semnat contractul cu ei, deci știm pe cine vom aduce. Păi și ne spui sau le las pui pe Facebook, că acolo s-a agitat lumea. O să aducem formația maximă. Cred că o să fie fericiți mulți tineri. Și că... știi că și cei mai puțin tineri, Răzvan nu știe cine sunt, sigur, dar eu mă bucur. Nu, da, de asta am și tăcut inteligent. Acum trebuie să fiu sincer, nici eu nu știu foarte bine toate formațiile astea. Da, nu e despre noi, evident, definitiv, toată evident, asta. Noi trebuie să ne adresăm publicului, nu să aducem ce ne place neapărat nouă. Dar să ne confirme, sunt doamnă, eu mă bucur și nu sunt atât de tânără. Sunt cunoscut? Vreau să spun nu că... Nu sunt foarte cunoscut, nu sunt o formație. Vreau să spun că noi nu suntem în target, dar poate, poate aici de avem pe cineva în target. Ba da, sunt chiar foarte cunoscuți în rândul tinerilor și foarte tineri. Sau adolescenților, să zic așa. Deci e un rezultat al votului, de fapt. Exact. Ei au cerut. Exact. Asta li se va întâmpla. Nu exagerez deloc când spun că de două săptămâni primim mesaje efectiv în continuu mesaje private pe Facebook. Aduceți. Care erau celelalte două? Practic era Xoxo. Aici, toți cred că putem așa, și mai era Băieții, care la fel e o formație tot de genul ăsta, dar toate pentru adolescenți. Practic noi spre adolescenți ne îndreptăm în prima zi și în a doua zi spre oamenii... Ca de fiecare dată, probabil a doua zi, spectacol folcloric. Exact. Nu? Acolo veți face cu siguranță, cum s-a întâmplat și a început, o selecție cu privire la cei care vor urca pe scenă. Mă gândesc că vor fi cei pe care sibienii îi îndrăgesc deja, fie că au, fie că nu au legătură cu ansamblul profesorului Cinderelui din Sibiu, cam din zona aia, exact. Vor fi la momentul cu pricina. Vorbeam despre două zile de evenimente artistice, ca să spun așa, dar nu numai. Probabil cei care ne privesc își aduc aminte că inclusiv în Vasile Aron și în Hipodrom au fost întâlniri tematice, fie cu primăria, care prin reprezentanții săi de la vârf a venit să afle problemele din cartier, fie cu cetățenii care vreau să afle despre istoria acelui cartier. Se vor întâmpla lucrurile astea din Se nou? Se vor întâmpla din nou, da. Și chiar vom avea alte acțiuni în plus, inclusiv anul trecut am încercat o variantă de parc de distracții și a prins foarte, foarte bine, așa că îl vom repeta și în acest an în Valea Orie. Practic, toată locul ziua... permite? Locul permite, da. Până acum aveam efectiv doar șoseaua, de data asta vom avea și o zonă de parcare de acolo, deci permite chiar mai mult decât anii trecuți. Dar nu spațiu, ci vremea să permite. Asta vremea nu putem controla. Asta nu putem controla. Vor fi deci întâlnirile astea în cafenele, în școli, lucruri pe care le-ați făcut și până acum? Da, întâlnirea cu primăria, așa cum ai spus, înainte, în săptămâna dinainte evenimentului, tocmai pentru a afla și primăria. Acum, în ultimul timp, au mai fost întâlniri de genul acesta, dar... Se înțelege și de ce. Și anul trecut am fost chiar foarte plăcut impresionat. După întâlnirea respectivă, presa chiar a urmărit să vadă dacă se realizează, dacă se rezolvă problemele și s-au rezolvat problemele. Da, deci a mai fost o chestiune anul trecut onorabilă altfel pentru primărie, nu știu dacă o vor face și acum sau nu, că va fi după alegeri deja. A fost onorabil pentru primărie că au venit toți cei trei din vârful primăriei, adică cei doi viceprimari și primarul de la momentul la care noi vorbim acum, să vedem dacă se va putea întâmpla același lucru și după, fiindcă vom fi imediat după alegeri. Deci, exact. Practic, anul trecut a fost nu aș vrea să mă înșel, prima întâlnire de genul ăsta într-un cartier. Și oricum, prima la care au venit toți trei. Exact, exact. A fost exact un lucru la care nu se aștepta nimeni și un lucru care a onorat Vasile Aronu, fiindcă e un cartier mare și se așteaptă lumea să meargă așa. În școli ce se va întâmpla? În școli vom avea, la fel, anul trecut am încercat, l-am realizat cu mare succes, de fapt. A fost un test pentru noi, pentru că n-am mai făcut așa ceva până anul trecut.
un concurs de mașinuțe, de construi mașinuțe pentru copii. Deci, practic, tinerii din școli și, evident, din tot cartierul, dar mergem și ne adresăm și școlilor din cartier, vor putea să-și construiască propriile mașinuțe de lemn, uh-huh, cu care se vor întrece. A fost o isterie tot anul trecut, a fost foarte bine primit concursul. Anul ăsta îl vom avea invitat și pe Mikey H, este un vlogger foarte, foarte cunoscut. Are un ce? Un vlogger. Deci nu e vlogger, e video vlog. Ah, ok, video blog, ok, video. Da. Un videoblog, practic are 1 milion de urmăritori pe YouTube, deci un milion de urmăritori. L-am mai avut, da, l-am mai avut invitat la un proiect de al nostru acum câțiva ani, 2013 parcă, și efectiv el nu putea să spună unde este într-un moment anume, pentru că în 5 minute se umplea orașul și se umplea în jurul lui. Da, deci este o isterie totală. Dar la fel, ce postează omul ăsta de chiar așa? Postează tot felul de clipulețe funny, să zicem prostioare, așa. Da. Exact, prostioare și prinde foarte bine. Okay. 1 milion de urmăritori este ceva. Și am spus, chiar la evenimentul ăsta, două tinere ne-au alergat din Parcul Submarin până Muzeul Astra, noi fiind pe bicicletă, numai să ia autograf de la el. Deci spune multe. Noi suntem emisiunea asta, văd că da, da, avem suntem un pic de fazați. Prea multe lacune pentru discuția. Suntem un pic de fazați, adevărat. Deci ne adresăm foarte, foarte mult tinerilor în anul ăsta și e foarte important că Zilele Vecinătății continuă, fiindcă inițiativa de bază a fost aceea de a merge cu evenimente mari, nu cu evenimente de mai mică amploare, de a merge cu evenimente mari, deci și în cartiere. V-ați asumat chestiunea asta, v-a reușit chiar de la prima ediție, că n-au fost, da, n-au fost, da, sincope, v-a reușit chestiunea asta și o continuați, odată cu gândul la oamenii din acele cartiere și a doua cu gândul la oamenii care pot să meargă în cartiere, să vadă că, exact, în Sibiu, spre deosebire de alte locuri, cartierele nu arată chiar atât de rău și diferențele între zona centrală și cartiere nu este chiar atât de mare, nici precum se spune, nici precum se întâmplă în alte părți. Din punctul ăsta de vedere, proiectul e foarte bine definit și acoperă toate aceste lucruri. Exact. Asta a fost și scopul nostru, nu doar să mergem la oamenii din cartiere și din cartier și chiar și ceilalți din oraș să cunoască cartier. Au fost implicate de fiecare dată și probabil sunt așteptate să se implice inclusiv micile comunități din acele cartiere, ONG-uri, dacă există și funcționează în acele cartiere, societăți, dacă există și vor binevoi să se alăture acestui proiect din acele cartiere. Presupun că o să vă fie din nou alături inclusiv ONG-uri care desfășoară activități, da, în Sibiu, nu neapărat, da, în cartierul ăla. Nu? Da, ca și anii trecuți vom avea o zonă expo, să spunem așa, în care ONG-urile vor veni și își vor prezenta activitatea și vor face și tot felul de ateliere și alte lucruri, deci se vor implica activ în eveniment. Ok, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Până atunci, pe Facebook s-a luat o decizie așadar cu privire la prezența artistică din seara dedicată, din seara dedicată tinerilor, fiindcă seara mă gândesc, da, că se, da, va întâmpla, se va întâmpla evenimentul artistic. Am văzut de asemenea că îi provocați pe urmăritorii voștri de pe Facebook cu șepcuțe, cu tricouri și așa mai departe. Să știi că și noi vrem. Deci neapărat în perioada Zilelor Vecinătății să apărăm chiar branduiți. Mă gândeam să aduc acum, dar am zis să fie pe evenimentul așa de anul. Așa zic tot, Tudor, lasă. Și nimeni nu aduce nimic de fapt. Păi dacă în campanie nu mai e voie acum, n-am mai putut. Da, corect. Și așteptăm așadar informații suplimentare pe măsură ce evenimentul acesta se va apropia. Perioada încă o dată, Tudor. 25-26 iunie în cartierul Valea Aurie. 25-26 iunie. Când se termine școala, probabil. Școala cred că se termină în 24. Exact, după numai ce bine. Știe că mai merge. Da. 25-26, așadar, în cartierul Valea Aurie, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului Sibiu vă invită la Zilele Vecinătății. Mai sunt și alte proiecte pe care IOS-ul le are încă în plan. Vedeam, de asemenea, pe Facebook întâlniri oarecum mai sentimentale legate de trecutul Sibiului. Da, noi continuăm aceleași întâlniri pe care le avem încă de la înființarea asociației din 2009. Seriile Sibiului, Sibiul de altă dată, Călător în lume, ce sunt întâlniri lunare, să spunem așa, în cafenelele din Sibiu, invităm acolo pe toți
Urmăriți pagina de Facebook a IOS-ului de data asta, nu a Zilelor Vecinătății, pentru a afla programul cu privire la aceste întâlniri. Mulțumim, Tudor, pentru prezență. Doamnelor, domnilor, încheiem această emisiune aici. Ne vom revedea însă mâine la program.